de emisiune la declarația dumneavoastră de, de avere, doar în anul trecut dumneavoastră ați câștigat aproape 26 de milioane de lei. Asta este o sumă enormă. Moldovenești, că le-ați da, da, Sau da, transferat din da, 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 deci 26 de milioane, asta este o sumă uriașă pentru, cred că, 99% din cei care ne urmăresc. Pentru ce o persoană care a câștigat bani Presupun legal, pentru că lucrați în companii mari în străinătate. Eu strânătate. dau toate declarațiile fiscale în toate țările unde activez și astea sunt venituri cu impozite. Ce vă, vă, vă trebuiește politică din Republica Moldova? Ați făcut anul trecut 26 de milioane de lei. N-aveți ce face? Nu cred că ăsta e pretextul că nu am ce face sau că banii fac tot. Așa rând, oamenii le... pun întrebări. Eu sunt de acord, eu vreau să fac o claritate. Banii aceștia câștigați sunt corect câștigați, sunt în ei într și impozitele, deci trebuie să avem în vedere că impozitele, baza de impozare este mai mare decât în Republica Moldova, dar asta e o altă temă că nu vreau să duc cetățeanul în astfel de discuție. Decizia mi-a aportunut mie să mă lansez în politică atunci când am decis să mă autoexclud. Pentru că am zis că uh, în această viață... Să auto din cursul pentru funcție de prim-ministru. Da, din cursa de uh, funcție de prim-ministru. Și uh, să știți că, doamnă în viața aceasta, cea mai mare bogăție sunt copiii. Banii vin, ei se muncesc din greu. Dar eu foarte mult am investit în copiii mei. Și anume în educație. Pentru că mașini, ce ce văd eu în uh, Chișinău, toate mașinile astea de lux, mă scuzați, astea sunt din bani, nu câștigați, dar furați și în special... Nu puteți generaliza. Eu, nu, Poate, eu nu pot generaliza, nu dar, că dar, furat am văzut... Care eu merg cu nu, și... eu, da, dar uitați-vă raportul ONU, care spune că anual, prin scheme și prin fraude, prin evaziuni fiscale, prin contrabandă, se fură 1.200.000. Da? Deci prin sistemul judecătoresc nu vreau să dau de vina pe nimeni. Dar sunt rapoarte Mmar. care sunt 1000. bazate ]wei. de, 200 de, dolari, de, dolari. Lei... anual. Care spune raportul ONU. Raportul ONU este făcut pe surse de informare. Deci nici eu nu vorbesc din surse așa, fără statistică. Uhm. Vreau să vă zic că totuși mie, mi se pare ce ce văd în Chișinău, uh, nu pot să văd în Marea Britanie sau în București mai bine, da, într-adevăr, tinerii de 24 de ani, de 26 de ani cu mașini luxoase, care ea nu cred că a făcut studii sau nu cred că... sunt deci ori trimite banii părinții, ori sunt părinții... așa au decis să-i facă luxul ăsta. Uh, nu aduc învinuiri sistemului. Vreau doar ca să înțelegem că Republica Moldova a devenit o țară după 30 de ani uh, cu, cu regret cea mai săracă și nu este o noutate, dar corupția în Republica Moldova a devenit o pandemie, doamna Moraș, cred că o pandemie mai ceva ca Covid-19.